Dragii mei, minunile se întâmplă zilnic. De acest lucru nu trebuie să ne îndoim. Problema este că nu mai avem resurse în noi să le identificăm, să le percepem și să le recunoaștem. Ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului trecut, când trei copii au văzut cum a apărut Fecioara Maria la Fatima, pe un câmp, este deja un subiect dezbătut, recunoscut de Vatican și răstălmăcit de scepticii din toată lumea. Este considerată cea mai mare minune de la învierea Domnului. În primăvara anului 1916, undeva în Portugalia, Arhanghelul Mihail s-a arătat în fața a trei copii care se aflau cu oile la păscut. Este vorba despre Lucia de Santos, 10 ani, și cei doi veri ai săi, Jacinta de 7 ani și Francisco de 10 ani. Lucia era cel mai mic copil al lui Antonio dos Santos și Maria Rosa Ferreira. Avea 6 frați și surori și trăia modest. Despre credința în Dumnezeu, Lucia a învățat prima dată de la tatăl său. De la el a învățat să facă semnul cruci. Despre ea se spune că era un copil urâțel, cu ochii mari și privire înțepătoare. Încă de mic copil, Lucia avea înclinații spre religie. Obișnuia să compună muzică bisericească, dar și melodii populare inspirate din folclor. Anul 1917 a marcat începutul aparițiilor Fecioarei Maria, care au fost consemnate din 13 mai până în data de 13 octombrie. Aceasta le-ar fi dezvăluit trei profeții. Primele două s-au adeverit, dar a treia a rămas un mister. Despre prima apariție a Fecioarei Maria se știe că a avut loc duminică, 13 mai 1917, de sărbătoarea Înălțării. Copiii erau cu oile la păscut aproape de satul Fatima, iar privirile lor le-au fost atrase de o strălucire intensă care lumina cerul. "Nu vă temeți," au auzit copiii un glas, "sunt coborâtă din ceruri. Am venit la voi ca să vă spun să veniți aici 6 luni la rând, în zilele de 13, la această oră. Mai târziu vă voi spune cine sunt și ce doresc. Rugați-vă în fiecare zi pentru pacea lumii și pentru sfârșitul războiului." Pe 13 iulie 1917, mii de oameni s-au adunat împreună cu cei trei copii la locul stabilit. Lucia i-a cerut Doamnei să facă un miracol astfel încât toată lumea să creadă. Aceasta a spus că în octombrie va spune cine este și ce dorește și va face un miracol pentru ca toți să creadă. Cu ocazia celei de-a treia apariții, Fecioara Maria le-a făcut cunoscute trei profeții. Două dintre acestea au fost divulgate integral abia în 1942, cea de-a treia trebuind să fie făcut cunoscută conform voinței Sfintei Fecioare abia în anul 1960. Minunea promisă de Fecioara Maria a avut loc la ultima apariție a acestuia în fața a 70.000 de oameni. Era 13 octombrie 1917, în jurul orei 10 dimineața, când oamenii au remarcat o coloană de fum ridicându-se deasupra capetelor celor trei copii și dispărând. Fenomenul s-a petrecut de 3 ori. Continuați să vă rugați și să mă chemați în fiecare zi. Dacă poporul se căiește, războiul se va termina. Să nu îl supărăm și mai tare pe Domnul nostru. Primul secret a fost o viziune a iadului. Stăpâna noastră, Fecioara Maria, ne-a arătat o imensă mare de foc. Părea că se află sub pământ, unde, cuprinși de acest foc, se putea vedea demonii și sufletele chinuite. Avea aparența unui jar translucid, negru sau mai închis la culoare, și care avea forme umane. Sufletele erau vânturate prin acest foc, ridicate chiar de flăcările care ieșeau din ele, iscând nori de fum. A doua profeție s-a referit la al doilea război mondial. Potrivit celor relatate de Lucia de Santos, Fecioara Maria a cerut ca în Rusia să se respecte drepturile religioase ale oamenilor care sub regimul comunist condus de Stalin a început o aprigă prigoană asupra bisericii. Potrivit prorocirii, al doilea război mondial urma să înceapă în ziua când cerul avea să fie luminat foarte puternic. Acest lucru chiar s-a produs în 1938, când aurora boreală a putut fi văzută chiar și din Europa de Est. Și tot atunci a început al doilea război mondial. Pentru a împiedica acest război, cer ca Rusia să fie consacrată inimii absolute și imaculate a lui Dumnezeu. Dacă mi se îndeplinește cererea,
atunci Rusia se va reconverti și va fi pace. Dacă nu, Rusia își va răspândi greșelile în întreaga lume, provocând războaie și aducând persecuții bisericii. Deși la Fatima a existat și o a treia profeție, aceasta nu a mai fost cunoscută niciodată. Lucia de Santos a scris această profeție, dar a spus că Fecioara Maria i-a interzis să o dezvăluie înainte de 1960. După acest an, Biserica Catolică a făcut tot posibilul să țină sub cel mai mare secret această profeție, papii vorbind de foarte puține ori despre acest lucru. Singurul prelat pontif care a vorbit deschis despre această profeție este Papa Ioan Paul al II-lea. Acesta a spus că profeția conține lucruri apocaliptice pe care lumea nu ar fi bine să le cunoască. Pe de altă parte, ceea ce urmează să vă spun ar trebui să fie de ajuns pentru toți creștinii. Dacă există un mesaj în care este scris că oceanele vor inunda suprafețe întregi de uscat și că, la un moment dat, milioane de oameni vor muri, este de la sine înțeles că nu este de dorit să se publice un astfel de text, a spus prelatul roman. Lucia Rosa de Santos a fost cunoscută și sub numele de Lucia de Fatima și sub numele ei religios Sora Maria Lucia a lui Isus și al Inimii Neprihănite. A fost o călugăriță portugheză catolică, unul dintre cei trei copii care au văzut-o pe Fecioara Maria. Maria Lucia a fost izolată în incinta mănăstirii din Portugalia, unde și-a petrecut ultima perioadă a vieții. A murit la 97 de ani, în data de 13 februarie 2005. După moartea acesteia, chilia ei a fost imediat sigilată, iar lucrurile adunate și duse la Vatican. Francisco a murit în 1919 și Jacinta, la mai puțin de un an după, ambii fiind victime ale gripei spaniole care devasta Europa.